femei cel mai bun cadou. Președintele Igor Dodon le dorește femeilor să fie frumoase și iubite. Asta le-a spus șeful statului într-un mesaj video adresat cu ocazia zilei de 8 martie. În discursul său, Igor Dodon a vorbit în română și rusă și s-a axat pe egalitatea de gen și violența domestică asupra femeilor. El s-a arătat convins că pe viitor autoritățile vor crea condiții pentru reprezentantele sexului frumos să participe plenar în viața societății. Dragile și frumoasele noastre femei, mame, soții, fiici, surori, colegi, trebuie să recunoaștem că în țara noastră există o serie de probleme nerezolvate legate de drepturile femeilor. Încă nu am reușit să eliminăm complet violența în familie. Femeile nu sunt reprezentate proporțional în politică. Să fiți respectate și iubite în fiecare zi. Felicitări cu prilejul sărbătorii de 8 martie!